Îl felicit pe domnul doctor pentru atitudinea hotărâtă, dar sper să înțelegeți că toate drumurile sunt la fel de importante și lângă mine am încă 3 cetățeni din satul Moldovița, satul Moldovița care aparține de Moldova Nouă, de la 7 km și pentru a ajunge acum cu mașina faci undeva la 20 de minute pe 7 km, pentru că cel puțin de când e actuala echipă de conducere și știu că e la fel de veche ca și mine, n-au trecut niciodată să intervină pe acel drum. L-am mai văzut de câteva ori pe domnul prefect la vânătoare, de la colegi, dar atât. Și așteptam și de la dumnealui să aibă o reacție, mai ales că am văzut că cu domnul Ștică a avut o interpelare, ca să zic, pe Reper 24, cu drumurile care sunt problematice și n-am văzut DJ 571. Eu nu vreau să ajungem și acum la situația domnului de la Tirol, să moară cineva în Moldovița și dumneavoastră să mai aveți pe cineva pe conștiință, doar pentru că nu vă pasă, sau începe agapa și trebuie să mergem jos. Sunt lucruri pe care vi le spun din suflet, dacă vă supărați pe mine, nu o să-mi cer iertare, pentru că așa le simt. Vă rog frumos să țineți cont de problemele acestei comunități. E un sat care niciodată n-a avut drum reparat. Niciodată. Și nu e vina doar actualei conduceri. E o istorie lungă în spate. E într-adevăr într-un proiect pe SUER și o să aud povestea asta de la actuala echipă de conducere, dar nu ne pot ajunge, doamna inspector general, copiii la școală. Și noi vorbim de ce? Repar o grădiniță acum acolo și nu mai are cine să meargă la ea. De aia spun, aici trebuie să trecem de partea politică. Trebuie să vorbim din suflet și să ne gândim ce facem cu județul. Și cu fiecare comunitate în parte. Cu paranteză, mulțumesc pentru ajutorul pentru proiectele pe care le-am depus pe proiectele europene. E unul dintre proiecte, probabil că și unul dintre colegi o să spună câteva cuvinte, cu permisiunea dumneavoastră, dar mai vreau să vă mai aduc la cunoștință un proiect pe care actuala conducere îl cunoaște foarte bine, dar e într-o delăsare extraordinară. E vorba de punctul de trecere al frontierei cu Bacul de la Moldova Nouă, un proiect pe care președintele Silviu Druzeu și primarul Tormo Adrian au hotărât să nu lase să moară din incompetența celor care au fost înainte, administrația Frunză Verde și administrația Lucu. Și ne-am asumat că îl ducem mai departe. Eu mi-am făcut partea cu Moldova Nouă. Am luat 1 milion de euro împrumut, am construit un drum, am făcut un punct vamal. Nu sunteți în stare să luați o hotărâre de Consiliu, de hotărâre de guvern din luna octombrie anul trecut până acum. Și plătiți și dumneavoastră.